Darurile lui Dumnezeu sunt pentru toți, nu sunt doar pentru oamenii speciali. Sunt trei listre de daruri în Biblie, în special în Roman, capitolul 12, noi le numim darurile care Dumnezeu le dă din creație, da? Acolo vorbește de darul intuiției sau prorociei, vorbește de darul administrării, darul conducerii, darul ăsta al dărniciei. După aia vine lista din Corinteni, unde sunt darurile Duhului Sfânt. Iată că Tatăl dă în creație, Duhul Sfânt dă la nașterea din nou. Și aici sunt darurile de cunoștință, de putere, de prorocie, da? Și după aceea vin slujbele în Efeseni 4. Dar vreau să spun ceva, nu sunt doar pentru oameni speciali. Biblia spune că toți putem să prorocim, toți putem să încurajăm, toți putem. Noi suntem chemați să umblăm în puterea Duhului Sfânt și în călăuzirea Duhului Sfânt. Poate că nu ești chemat la nivelul ăla mare cum îi vezi tu pe oamenii ăștia pe la televizor sau pe YouTube, dar acolo, acasă, în lucrurile mici, ești chemat să auzi de la Dumnezeu și să faci ceea ce Dumnezeu îți vorbește. Bineînțeles, Dumnezeu nu face ceea ce tu poți să faci. Niciodată Dumnezeu nu o să gătească pentru copiii tăi, pentru că știe că tu poți să o faci. Dar Dumnezeu poate să-ți dea îndemnul. Îmi spunea o bătrânică, zice, frate Sani, pentru că pensia mea e mică. De multe ori mă rog, Doamne, la care piață să mă duc? Am două piețe, acolo sau acolo, de unde să-mi iau cartofii? Și zicea că Duhul Sfânt o călăuzea întotdeauna, du-te acolo, la piața de sud, nu știu cum era, sud și nord, la piața de sud sau la piața de nord. Pentru că Duhul Sfânt este viu, Duhul Sfânt te poate călăuzi în lucrurile mici, chiar dacă ești student, chiar dacă ești elev. El îți poate da, uite, colega ta are nevoie de încurajare, încurajează, poate să spună un gând în inimă. Și știi ce? De multe ori misticizăm lucrarea Duhului Sfânt. Este așa pentru oameni tari și speciali. Dar Duhul Sfânt lucrează prin gânduri. Lucrează la nivel de gând și lucrează la nivel de inimă. Și unul din principiile care este în Cartea Evrei spune că voi pune legile mele unde? În inimile lor și în mințile lor. Eu spun ceva, că nu se vorbește la nivel de Duh, se vorbește la nivel de minte. Pentru că Duhul Sfânt nu aruncă mintea ta la gunoi, zice, înnoiește-ți mintea. Duhul Sfânt îți vorbește prin inteligență, îți vorbește prin gânduri, îți vorbește la nivel de la acțiune. Așa că lasă să-ți vorbească în lucruri mici și în lucruri mari. E important, poate ai un gând, sună pe cineva. Păi zici, ce diferență face că îl sun eu pe omul ăsta sau pe persoana aia? Ascultă de Dumnezeu, poate atunci e momentul când are nevoie de cea mai mare încurajare din partea unui om. Sau zice, dă-i 10 lei locutare, ce diferență face că îi dau 10 lei? Sunt puțin bani. Ascultă de Dumnezeu, poate 10 lei sunt banii de care persoana are nevoie. De multe ori mi s-a întâmplat că Duhul Sfânt mi-a vorbit lucruri care mie mi se păreau mici, nu mi se păreau așa interesante, dar lucrurile mici au făcut diferențe mari. Și cred că trebuie să învățăm acest principiu, credincios în lucruri mici, credincios în lucruri mari. Lasă-te călăuzit de Dumnezeu în lucrurile mici la fiecare pas. Și știi ce te provoc? Fă lucrul ăsta în perioada asta. Duhul Sfânt începe să-mi vorbești în lucrurile mici. Acasă, cu soțul, cu soția, cu copiii, cum poți să-i slujesc mai bine, cu părinții, cu biserica. Cum poți să fie o mărturie mai bună la lucru? Cu vecinii mei? Poate n-ai vorbit vecinilor tăi în viața ta de Hristos? Pune-mă în contact cu ei. Fă tu ca circumstanțele să lucreze ca să încep să te mărturisesc pe tine, Doamne. Îți cam rușinos, dar vreau să o fac. Spune-i Domnului asta. Lasă-L să lucreze în lucruri mici. Amin.